Bună, sunt Laura. Bine ai venit la episodul 3 din Tâlcuri Cotidiene. Astăzi seara am lângă mine un invitat special care m-a vrăjit din prima pentru că mi-a citit pe față. Bună seara, Marius! Bună seara, Laura! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ne spui puțin cu ce te ocupi exact? Sunt consultant de metafizică chineză. Sigur, acum trebuie să explic un pic ce înseamnă metafizica chineză. Metafizica chineză este o știință care cuprinde mai multe arte, printre care arta destinului, arta divinației, arta fizionomiei, arta medicală și arta muntelui. Aici, în arta muntelui, intră partea de meditație, tai chi, qigong. Eu am studiat și studiez arta divinației, arta destinului și arta fizionomiei. Marius, sună foarte complicat. Sună, dar nu este. Eu am primit numărul tău de telefon de la terapeuta mea, care mi-a spus că poate vreau și un alt punct de vedere. Și am numărul tău de telefon trecut la mine în agenda, Marius Ungureanu, metafizică. Și am dat un telefon neștiind pe cine sun, neștiind la ce să mă aștept. Te-am invitat la mine în casă cu sufletul deschis. Și mi-ai spus cum te-ai așezat la masă că trebuie să merg să-mi verific ovarul drept, nemai văzându-mă niciodată. Eu tocmai mi-l scosesem. Moment în care mi-a căzut maxilarul undeva pe jos, l-am prins pe Alin de mână. Alin m-a întrebat ce știe omul ăsta despre noi și de unde. Și așa s-a legat relația asta între noi doi. De unde ai știut despre mine și problemele mele? Cu toții, această știință, de fapt, o avem intuitiv. O avem în noi. Doar că noi ne-am îndepărtat foarte mult, pentru că trăim în mileniul ăsta tehnologic și am intrat într-o perioadă în care a evoluat foarte, foarte puternic partea asta de IT, informatică și mai departe și toate smartphone-urile și calculatoarele, laptopurile și mai departe, încât ne-am îndepărtat foarte mult. E ca și cum ți-ai transferat probabil tot creierul tău într-un device. Dar toată această cunoaștere este în noi. Odată ce ai văzut, când ți-am explicat, de exemplu, cum se văd anumite situații, sunt absolut super simplu de văzut, doar că noi nu mai dăm atenție la așa ceva și suntem foarte intuitivi, în primul rând, iar toate aceste informații sunt scrise pe fața noastră, inclusiv în locația în care stăm. Nu este neaparținut dintotdeauna. De multe ori eu spun că nici măcar nu învăț pe cineva ceva, ci pur și simplu îi reamintesc. Adică mă uitam la cineva, de exemplu, cum stătea să chinuia să ia un punct cardinal cu un telefon. Și am spus, lasă telefonul că poți să vezi cu ochii lui ver. Cum poți să-ți iei un punct reper noaptea, de exemplu, poți să-ți iei ziua să vezi exact unde e sud, unde e nordul, fără niciun telefon, fără niciun compas. Nu ai nevoie de așa ceva. Avem nevoie doar de noi înșine. Tot timpul, dar am avut, noi nu mai avem încredere. Considerăm că un device de ăsta este mai rapid, cu siguranță, dar uneori nu trebuie să fie rapid, că trebuie să mai gândim și noi. Creierul este un mușchi, e ca la sală. Dacă îl antrenezi un pic, informația o ai în față. Sigur că nu poți să măsori prin ochiul liber cum măsori cu un compas, dar un reper simplu poți să mirau. Pe un copac, de exemplu, poți să vezi nordul. Când îi cer un stel, la fel poți să vezi foarte ușor. Adică avem toate informații în natură. În trecut cum făceau? Că nu aveau aceste și erau foarte... Și așa sunt fascinat și acum cum au ajuns la anumite formule care nici în ziua de azi nu reușim fără calculator să le facem, iar e foarte simplu, folosind mediul înconjurător. Deci, din punctul meu de vedere, nu este nimic nou, ci doar readuc la suprafață ceva ce a fost dintotdeauna nostru. Întoarcere la sine, cumva. Da. Este, de asta și știința este foarte veche, adică, mă rog, aici este o dezbatere, ba care 4.000 de ani, ba care 6.000, nu se știe. Sunt cele mai vechi scrieri găsite 4 sau 6.000 de ani. Irelevant. Cert este că stai și te gândești cum știau acum, nu știu, 4-6.000 de ani, știau aceste informații. De exemplu, ei știau în câte zile Pământul face o rotație în jurul Soarelui, știau, de exemplu, Luna în jurul Pământului, lucruri pe care le-am învățat de pe internet, pe Wikipedia. Iar ei știau acum mii de ani. Cum? Rămâne un mister. Și cum te-ai apucat de școala asta, știința asta, meseria, cum să-i spun? Dintr-o nevoie, evident, că nu știi cum este, evoluăm din suferință, nu prin... stai la plajă și pur și simplu îți vine să faci ceva. Dintr-o nevoie foarte mare, am trecut printr-o perioadă mai complicată a vieții în care am încercat să caut niște răspunsuri,
mi-am construit o casă și am avut fel și fel de obstacole la care nu am găsit răspuns. Am chemat fel și fel de oameni din diverse domenii în care pur și simplu nu au găsit un răspuns plauzibil. Și din punctul meu de vedere, trebuie să existe logică pentru ce se întâmplă. Nu există ceva abstract, din părerea mea. Și în momentul în care am pe punctul de a ceda, pur să renunț la ce am făcut, că nu reușeam efectiv să ating un punct pe care mi l-am propus, cumva am avut noroc, ca să zic așa, cineva să-mi spună, hai cu mine la un curs, că mai există un singur loc disponibil, dacă vrei. Și îmi ziceam de pierdut, că na, mai mult decât să nu funcționeze, nu se poate întâmpla. Și încet, încet am început să învăț această artă a fizionomiei pământului, aici nu mai vorbim de față, în care să învățăm formele, să învățăm relieful și așa mai departe, în care pur și simplu să vezi tot, cum funcționează casa într-un mediu înconjurător și așa mai departe. Și evident, scepticismul a continuat, am încercat să aplic fără nicio așteptare, am aplicat de fapt, și culmea că a funcționat. Sigur, nu peste noapte, că nu se schimbă peste noapte, dar am pus pe seama unei coincidențe și am zis, ok, s-a nimerit. Îți aduci aminte ce ai aplicat prima dată? Da. A fost o ușă de la intrare, pur și simplu. Iar discutăm despre ușa ta oblică, da? Da. Ce înseamnă ușa ta oblică? Da, asta e când asculti arhitectul. Am avut un proiect de casă făcut de un arhitect și mie mi s-a părut mai interesant să pun cumva ușa mai oblică așa, să nu fie nici, cum să spun, paralel, nici perpendicular, să pun cumva oblică. Este pur și simplu dintr-o parte și dintr-un colț, ca să zic așa. Foarte, e nou să prea vezi genul ăsta de uși. Și evident că a fost o mare greșeală. Sigur, a fost uriașă greșeală, că n-am știu ce presupune și de acolo a început toată această nebunie, în care dacă nu făceam greșeala asta, probabil că nu ajungeam să fac ceea ce fac în ziua de azi. Ceea ce mă bucur că am făcut greșeala asta acum, când mă uit în spate. Da, tu mereu îmi spui când vorbesc că sunt foarte norocoasă, că din greșeală în greșeală accesa cunoașterea asta. Dacă nu ai nevoie, nu o să niciodată. Curiozitatea trece repede, te uiți și mergi mai departe. Dar dacă ai nevoie și integrezi pe tine și vezi că funcționează, de acolo se aprinde alte beculețe în care vrei să aprofundezi mai mult, să vezi de fapt la ce ai acces. Când și unde ai studiat? Am început în România și am continuat studiile în Asia, în Malezia și Singapore. Mi-ai povestit ceva despre arhitectul Jakartei, mi se pare? Nu, Kuala Lumpur și da, cum am studiat inclusiv cu... Mi-ai povestit despre niște exerciții pe care le făceați pe stradă. Da, totul consta acolo spre partea cea mai simplă, adică practica, nu teoria, pentru că în teoria, dacă citim, teoria este aceeași. Pentru că de aici apar și diferențele între școli. Citim aceleași formule, doar că le interpretăm diferit. Ele sunt foarte bine codate. N-au fost, pentru că această parte a fizionomiei Pământului, în genul ăsta se studia doar la Curtea Imperială, acolo se practica. Și omul de rând nu avea voie, nu avea acces la așa ceva. Și toți acești era un avantaj de clasă. Absolut, da. Și odată cu sfârșitul dinastiilor, acești maestri s-au împrăștiat prin lume și fiecare au scris niște cărți astfel încât să au codat atât de puternic informația încât și eu ziua de azi am o carte acasă care după atâția ani nu reușesc să o deșifrez total, nu reușesc, adică e atât de bine scrisă încât nu înțelegi ce vrea să spună într-o propoziție. De fapt, acolo este ascunsă o formulă. Și sigur, acum ce poți să faci este doar să încerci să aplici o practică, să vezi unde funcționează, că așa te testezi. Prin practică. E o formulă și o testezi. Nu poți să o iei de bună până nu testezi. Nu mergi la cineva acasă și testezi pe el. E ca un medicament. Și... Mai întâi testezi pe familie. Sau pe apropiați, dar sacrifici prietenii. Da. Și... Normal. Da, de aici a plecat pasiunea asta și am văzut după aia, mergând pe stradă, vezi fel și fel de tipare și mi-a plăcut să o duc la un nivel foarte profund. Și în continuare studiez, că nu poți să te oprești din așa ceva, că nu ai cum să acaparezi toată cunoașterea asta într-o viață. Este imposibil. Ok, hai să ne întoarcem. Mai spunem o dată, poți să iei pe rând științele pe care le practici? Sau arte, nu? Cele mai, da, sunt arte. În cadrul acestor arte sunt niște domenii, să le spunem. În România cele mai cunoscute și practicate sunt partea asta de Feng Shui și fizionomia feței. Astea sunt cele mai, să spun, cele mai populare la noi. Asta cu fizionomia feței a fost foarte bine promovată în România și corect, din ce am observat la colegi de brazlă. Însă aici, partea de Feng Shui, aici am niște
Îndoiele, pentru că deși teoria a fost prezentată la fel, practica falsă de dorit. Păi, și am la birou o pisică aurie, da, care dă dintr-o mânuță. Foarte drăguță. Nu mi-aduce abundență? Nu, nu are ce să aducă. Nu există așa ceva. Nimic? Niciun obiect? Nu, nu. În primul rând, acea pisicuță își are originea în Japonia, nici măcar nu își are originea în China. De acolo și ai plecat la fel. În trecut, de exemplu, exista o superstiție atât la chinezi cât și la japonezi. La unii era când dădea din lăbuțe, efectiv vorbind de o pisică, nu obiect, înseamnă că îți vin musafiri, iar la alții înseamnă că urmează să plouă. Iar de aici s-a adus într-o... Chiar nu înțeleg de unde confuzia asta atât de mare. Probabil musafiri, acum o să regăsești în magazine, genul pisicuța aia și așa mai departe. Însă nu, este complet greșit, înțeleasă. Este o confuzie foarte mare. Nu, nu are nicio valoare. E, și toate obiectele astea pe care ni le împing și ni le bag pe gât, nu știu, bănuțe aurii, ce se mai vinde? Îmi spuneai de 6 păsări? Asta a fost o întrebare, da, da. A avut o întrebare, da. Cum e cu 6 păsări? În casă, fost, afară? Nu m-a întrebat. Da, nu, vezi că la fel... De asta și în România această știință Feng Shui este foarte compromisă ca nume. Uh-huh. Noi putem să vorbim câteva ore fără să, dacă nu rostim aceste două cuvinte, oamenii sunt foarte captați de valoarea informației. Dar dacă încep cu Feng Shui, deja i-ai pierdut pe mulți, pentru că asociază Feng Shui cu aceste obiecte. Uh-huh. Asociază cu culori, cu superstiții și așa mai departe. Nu, cu oglinda în dormitor, nu? Da, nu, nu are nicio legătură. Pur și simplu, toate sunt niște confuzii. Într-adevăr, în spate există o explicație pentru aceste confuzii, însă oamenii, sau cei care practică din anumite școli, au luat ad literam informația, textul. Uh-huh. Nu merge, pentru că sigur că ar fi fost ideal să meargă, mi-ar fi plăcut foarte mult, pentru că era totul simplu să folosim niște obiecte, eram toți bogați, fericiți și așa mai departe. Dar întrebarea mea este simplă. De ce cel care le vinde nu este bogat? De ce nu este fericit? De ce nu este sănătos? Pentru că deții toate. Uh-huh. Iată că nu e chiar așa. Sunt niște confuzii foarte mari. Și de aici oamenii au plecat și sunt dezamăgiți, pentru că... Na, știi cum... Au implementat niște lucruri care nu au avut efect. Feng Shui fără o acțiune este egal cu zero. Adică și eu dacă vin și spun să faci ceva la o casă și nu faci, este zero informația. Tu îi dai valoare informației. Eu vin doar și dau informație, pentru că vin, văd, spun, schimb asta. Dar în general se și spune, unde vine un consultant, nu trebuie să vadă nimeni. Pentru că noi nu umblăm cu culori, cu obiecte. Pur și simplu, Feng Shui este un flux de aer, un aer. Efectiv, un curent de aer poți să-l iei. Noi pur și simplu deviem, este ca un semnal. Hai să luăm altfel. Este un semnal, ca un semnal Wi-Fi. Iar gândește, telefonul este casa ta. Da. Dacă tu ești cu acea casă într-o zonă în care n-ai semnal, nu am cu ce să te ajut. Punct. S-a încheiat, pentru noi proiectul e încheiat. Cum îmi explicai? Îmi explicai că casa asemenea unui organism asociem, are părți care se ocupă de fiecare aspect al vieții individului. Cea mai frumoasă, da, și simplă este să asociem casa cu un corp. Dacă reușim să înțelegem, să vedem casa prin prisma unui corp, am înțeles foarte mult. Deja este prima și este o fundație acestei cunoașteri. Pentru că de acolo, înțelegând casa sau înțelegându-ți corpul, îți înțelegi casa și invers. Poți să te uiți la o casă ca la un corp. Da, și de-aia tot timpul în ușa de la intrare, pentru că la un corp, pe unde introduci energia în corp? Pe gură. Dacă nu mănânci, mori. Okay. La casă putem să asociem gura cu ușa de la intrare, ușa principală și așa mai departe. Și fiecare locație din casă înseamnă ceva. Și poți să spună lucruri despre viața ta, despre sănătatea ta, nu? Că tocmai ai fost la o prietenă și ai spus absolut tot. Să-i vezi soțul că tocmai a fost operat, nu? Da, da, da. Tot, și că a început să-i cadă părul. Casa îți dă foarte multe informații. Când vorbeam cu un maestru în trecut și spunea, știi, o să ajungeți la un moment dat la un nivel când mergeți la casă la om și intrați deja știți. Și trebuie să, nu știi cum să furnizi, trebuie să ai grijă tot timpul cum livrezi informația. Pentru că în realitate nu există veste proastă. Pentru că dacă e ceva urât la tine sau ceva care, să spunem, te afectează la o casă, era oricum acolo, situația se întâmpla oricum. Uh-huh. Eu vin și te anunț, vezi că urmează să se întâmple ceva. Din punctul meu de vedere este o binecuvântare, pentru că anticipezi deja un eveniment care urmează să se producă. Și atunci poți să iei măsuri. Ăla este, să spunem, acțiunea ta, în care poți să faci sau să nu faci. Și dacă nu faci, pur și simplu accepti că urmează să se întâmple și ce urmează să se întâmple. Accepti și nu te resemnezi, te liniștești. Da, nu pot să fac acum schimbarea asta și atunci ok, iau un piept ce urmează să se întâmple. Exact ca și cum
știu că mâine plouă, nu vreau să-mi iau umbrela, dar mi-asum că o să mă ude. Și în regulă. Dar nu mai sunt surprins, pentru că știu că va ploua și mă îmbrac un pic mai adecvat pentru vremea respectivă. De câți ani faci asta? 13 ani. 13 ani. Ai văzut sute de case? Mii? Nu știu, mult, foarte multe, foarte multe. Pot să spun că sunt puține situații că mai pot surprinde ziua de zi. Nici am văzut puține, foarte puține. Nu vreau să zic că am văzut într-un triunghi. Da, nu vreau să zic că am văzut tot, dar sunt puține, pentru că funcționăm pe același tipare, indiferent cât de diferiți suntem. Asta e cumva și liniștitor și cumva în contradicție cu ce ne place să credem despre noi, că suntem unici. Suntem unici și prin felul cum unici arătăm. Unici în tiparul nostru. Da, pentru că, uite, vezi, aici este o situație foarte interesantă și tot timpul am vorbit despre ea. Eu n-am făcut niciodată și eu nu fac astrograme. Personal, nu consider că îmi dă o informație atât de personalizată. Astrogram există... Adică sunt la modul să facem o situație, o să vorbim de o chestie generală. Nu sunt de acord. De exemplu, vine cineva și mi-a spus, Marius, uite, sunt născut în ziua X, luna Y, anul cutare, și spune și mie despre mine. Și zice, nu, n-am ce să spun. De ce? Păi s-au mai născut vreo 30.000 de oameni cu tine în același timp. Pentru că statistic cam așa se spune, se nasc cam 30.000 de oameni în același timp, într-un interval de 2 ore, pe care noi îl folosim în această hartă. Și atunci, ia zic, imaginează-ți. Din acești 30.000, dacă jumătate sunt bărbați, jumătate femei, înseamnă că 15.000 împărtășesc același destin? Nu este adevărat, este fals. Pentru că dacă interpretezi pe o hartă, pe niște date natale, înseamnă că toți sunt la fel, că citesc pentru... Nu, pentru că ne diferențiază foarte mult mediul, zona în care ne-am născut, și partea de fizionomie, care până și gemenii sunt diferiți. Și de aici mergem pur și simplu pe un scop, personalizăm foarte mult o situație. De asta, într-un proiect, noi trebuie să avem un scop. Fără un scop... Adică te folosești de astrologie, așa se numește? Da, este, putem spune că e o parte astrologie. Da, asta e astrologia, e știința europeană, cumva, nu cu astrograma. Ele nu se contrazic sub nicio formă, partea europeană cu partea chinezească nu se contrazic absolut deloc, doar că noi folosim termeni diferiți. În partea chinezească, da, ei folosesc cu planete, noi folosim alte, dar sunt identice. Eu n-am observat, n-am văzut niciodată să se contrazică ca nivel de informație. Ce îmi place mie foarte mult la partea asiatică este foarte punct ochii, punct lovit. Te duce la un nivel foarte subtil, foarte profund. Adică, de exemplu, în partea asta cu folosind astrologia asta chinezească, să spunem, putem inclusiv să identificăm în casă niște probleme. Se poate. Cum ai spus, ca să vorbim concret, despre casa noastră nouă, nu? Da, da, da. Că ai putut să te uiți în harta lui Alin. Da, corect. Și în funcție de locul în care el îl ocupa în casă și energia pe care o avea și fluxul, puteai să-mi spui ce există șanse să se întâmple la an. Corect. Și, de fapt, ce înseamnă? Hai să spunem și un pic ce înseamnă această hartă. Harta, în momentul în care ne naștem, odată cu prima respirație, când primim acea palmă, că intrăm frumos, într-un mod frumos în viața asta cu o palmă frumos, odată cu prima respirație, gândește că dai un stop cadru la tot. Ai oprit timpul. În momentul ăla, acea amprentă se înregistrează pe tine ca destin. Ora la care te-ai născut, ziua, luna și anul. Și locul? În locul nu ținem neapărat cont, când din alte perspective ținem, dar în situația asta cartă nu mă interesează neapărat locul. Și în momentul ăla gândește că prin acea hartă, de ce spunem hartă? Pentru că am totuși niște opțiuni în viață. O să mă duc în stânga, în dreapta, adică, dar trebuie să descoper acele opțiuni ale mele. Pentru că exact ca la un telefon mobil, ai mai multe opțiuni. Dacă nu-ți dai seama de funcțiile lui, nu poți să-l folosești la adevărata valoare. Și poate tu ai o nevoie și încerci să o cauți în altă parte, într-un alt, o altă marcă de telefon, dar totuși în telefonul tău există. Și prin această hartă, în primul, te face să te înțelegi pe tine cum funcționezi. Pentru că noi trăim prin comparație cu alții. Noi ne comparăm cu alții. Ne-a fost imprimată de societate, de părinți, de prieteni. Da, mereu ne reglăm funcție de alții, de ce spun alții, de ce ar trebui, ce școală ar trebui să facem, la ce s-au priceput alții, cum arată. Să-ți mai zic acum... Nu, îți operezi nasul, pentru că nasul depinde, se poartă da, în vânt. Depinde, dar uite, să se vede, și cu operațiile se pot vedea foarte ușor, că există un tipar la anumitor personalități, dacă vedem pe Wikipedia și o să vedem ce s-a întâmplat cu cei care s-au operat și mai departe, că există un tipar. Fiecare intervenție înseamnă ceva. Uite, mie ce mi-ai spus? Eu am nas operat, da?
acum 5 ani de zile. N-am și ți-am arătat o poză cu mine înainte să operez nasul și una, mă rog, nu-ți trebuie o poză să mă vezi. Și una după. Și mi-ai spus că forma nasului meu, pentru că aveam vârful căzut, spunea ce despre mine? Nasul spune ceva despre... Nu, nasul poate să însemne mai multe. Înseamnă, de partea de sus, înseamnă și, de exemplu, meridianul stomacului, poate înseamnă la femeie soțul și partea, caracterul și capacitatea de a face bani în viață. Ce interesant. Deci ai caracter, soț, da, la, și bani. Da. Și uite, dacă ai să vezi, uite, poți să vezi și la fel, dacă ne uităm pe Wikipedia, să vezi Michael Jackson, în momentul în care a început să exagereze cu acele operații la nas și s-a întâmplat cu el, câți bani a putut să piardă. Este fabulos și să vezi, bine, când pierde mulți bani la nivelul, înseamnă cu totul altceva, dar a pierdut foarte mult, foarte, foarte mult a pierdut. Și fiecare intervenție înseamnă ceva. Asta nu înseamnă că nu încurajăm o intervenție, că na, poți să, de exemplu, o deviație de sept trebuie să te operezi, cu siguranță. Dar trebuie să ai grijă acele operații care cumva urmează să te afecteze. De exemplu, partea de buze, unde se exagerează foarte mult în ziua de azi, pomeții, nasul, de exemplu. Nasul este cel mai probabil că... Ce înseamnă când fetele exagerează și umflă și umflă buzele? Adică ce rău își fac? Nu că își fac un rău, de exemplu, partea de buze ține partea și înseamnă și emoțiile, printre altele, iar partea de ochi sunt sentimentele. De pomeți. Ochi. Înseamnă inima, de-aia spune, te uiți în ochii unui om, te uiți în inima lui. Imaginează în momentul în care, asta e un tipar de energie, da, partea de buze, și în momentul în care exagerezi. Exagerat înseamnă cumva în raport cu fața să există un dezechilibru. Nu putem să nu există o definiție clară ce înseamnă exagerat. Da, pur și simplu. Da. Și atunci treci foarte mult în partea mentală. Sentimentele trec în partea a doua. Și într-o relație probabil că te duci mai mult în mental. Vezi care sunt beneficiile să intri în acea relație. Uite ce interesant, că cineva care are buze groase ar fi considerat senzual. Deci, vorbim de intervenții. Păi de asta își fac fetele, își umflă buzele, nu? Să fie mai senzuale. Da, dar de aici senzuale sunt la suprafață. Da, vorbim da, de interior, da, dar interiorul se modifică foarte mult. Și putem să vedem că există un tipar a multora în care a trecut, din ce am observat, situații similare, exagerând cu partea asta de buze. Dar, până la urmă, știi cum este, ca să spun așa, să merg, tot destinul te împinge să faci asta. Da? Ca să o iau altfel, că nimic nu e întâmplător. Cumva nu e de condamnat, pentru că viața te-a pus în situația în care să ajungi în punctul respectiv. Ceea ce este ok. Ideea este totul, știi, nimic nu este greșit atât încât îți asumi. Dacă îți asumi, este în regulă. Nu este niciun fel de problemă, dar să spunem, dacă o faci din necunoștință de cauză, este o scuză, dar dacă ai știut și ai făcut, atunci ți-o asumi 100%. Și dacă nu ți-asumi rezultatul, e... Păi el vine oricum. Nu poți să scapi de el. Este doar lupta ta interioară. Să dai vina pe cineva, probabil, sau pe destin, pe ce vrei tu, dar dacă ai avut informația și tot ai făcut-o, de asta spun, nu consideri ceva greșit. Este doar să știi ceea ce faci și ce urmează. Iar metafizica îți dă această informație, pentru că îți arată, nu ne place să vorbim, să spunem 100% niciodată. Că sunt șanse mari, dar în general cam ăsta e mersul. Nu. Știi, dacă îi spui cuiva că urmează să se întâmple asta 100%, spune, indiferent ce aș face, tot acolo mă duc. Dar există totuși o acțiune. Mie, noi am avut o primă ședință în care am stat vreo 2 ore împreună, da? În care am și plâns. Și te-am întrebat dacă cumva am făcut ceva să mă aduc în viață toate episoadele astea dificile prin care trecusem și mi-ai zis să stau liniștită că ăsta mi-a fost destin. Corect. Hai să vorbim despre destin. Avem destin? Da, avem. Întrebarea este cât de mare este liberul arbitru? Asta este întrebarea, de fapt. Aici cred că este sunt cele mai mari contradicții. Unii spun că poți să schimbi destinul, alții că nu poți să-l schimbi. Din punctul meu de vedere, nu poți să-l schimbi. Ce părerea zice mea, metafizica, da? Părerea mea este că nu poți să-l schimbi. Noi ne zbatem în limitele destinului, dar nu putem să-l depășim. Adică nici măcar eu nu pot să-ți aduc ceva în viața ta care să-mi depășească limita destinului. N-am cum, este imposibil. Uite exact cum ne uităm la acest pahar. Uite, vezi? Dacă nu cu acest pahar ca fiind un destin, paharul, eu nu pot să-ți depășesc limita. Dar uite ce ți arăt este că este dreptul tău. Îți dau informația astfel încât să-ți umpli paharul, că este al tău. Dar peste nu pot. Nu există așa ceva. Și nu vei putea nici tu să faci peste. Și nimeni. Aici este
contradicția este, de fapt, mulți consideră că acest pahar, când l-ai umplut, ți-a schimbat destinul. Eu nu consider că l-ai schimbat, consider că este parte din destinul tău. Consider că ai obținut maxim din ce puteai să obții. Prin umplerea acestui pahar, da. Și în momentul ăla tu ești fericită după caz, pentru că, uite, vezi, și hai să luăm un exemplu. Uite, de exemplu, există un pahar mai mic sau unul mai mare. În paharele mici, de ce se pun tot timpul tărie? Se pun în pahare mici tărie și mai zis la balcolizate, să spunem, în halbe și așa mai departe. Vezi? Tot timpul mierea o să iei cu lingurița, nu o să iei cu polonicul. Da? Supa o iei cu un polonic și așa mai departe. Vezi că e în funcție de fiecare cum este construit. Și nivelul tău de fericire poate să fie atins prin acest pahar, că s-a umplut. Poate altul trebuie mai mare sau mai mic. Aici este unde personalizăm foarte mult, pentru că ajungi la oameni care îți dai seama că dorințele lor sunt, de fapt, imprimate de societate. Și depășesc mult. Nici măcar nu sunt ale lor, pentru că nu, ei consideră că așa trebuie, că așa au crescut, așa au fost îndrumați. Dar când îi spui, de exemplu, uite, o situație pe care o întâlnesc foarte des, sunt oameni, de exemplu, în care am văzut în hărțile lor că este bine să căsătorească, alții e bine să nu se căsătorească. Uh-huh. Ei, și aici este cum le spui? Eu întreb, nu depinde, totul depinde cum depinde, pentru că între a te căsători și a nu te căsători nu înseamnă că, de exemplu, spune, uite, vreau să mă căsătoresc, nu-i spui nu te căsători, dar calitatea este poate net superioară dacă nu te căsătorești în acea relație. Te căsătorești se, pentru unii, pentru alții e bine. Uh-huh. Iată, vezi că și aici personalizăm. Nu are nicio legătură, cum să spun, să generalizezi că e bine sau nu e bine. Nu. Trebuie să iei pe fiecare în parte. Pentru unii funcționează, pentru alții. Unii, da. Pentru unii chiar este recomandat să facă. Și dacă suntem presați de familie să ne căsătorim, s-ar putea să facem un rău. Cu siguranță, da, se întâmplă. Uite, observăm și mă uitam și acum cât au crescut divorțurile procentual cu, nu știu, 30-70%, ceva de genul ăsta. A fost un procentaj oricum foarte mare în ultimii 2-3 ani. Pentru că oamenii pur și simplu nu s-au cunoscut pe ei, nu vorbim pe cel din fața lui. Pe el nu s-a cunoscut dacă el funcționează, dacă este făcut pentru așa ceva. Păi și asta e rolul. Uite, mai arunci o minge la filă. Asta este rolul unui consultant, pur și simplu doar nu să spună că e bine sau să-ți arate, știi cum este, un consultant trebuie să ia o decizie pentru tine. N-are voie să ia o decizie sau să spună să faci ceva. Pur și simplu, el este, consultantul este ca un sens giratoriu. Și îți arată, asta este drumul X, asta este drumul Y. Aici este asfalt, aici este noroi. Iar tu ți alegi. Dar dacă ți-ai ales să mergi prin noroi, măcar te echipezi corespunzător pentru drumul ăla. El îți dă informația. Ce faci tu cu ea este treaba ta. Dar niciodată nu are voie cineva să-ți spună ce să faci. Ideea este următoarea. Când pui întrebare, trebuie să-ți asumi și răspunsul. Pentru că oamenii pun întrebări în dorință, mă rog, în speranța că totul o să fie ok, că totul, adică se așteaptă. Li se confirmă. Da, de exemplu, uite, te întreabă, o să rămân cu el sau o să rămân cu ea, care e o întrebare care, din punctul meu de vedere, nu are nicio valoare, niciunul din răspunsuri, nici da, nici nu. Pentru că poți să rămâi cu ei, dar să vă scoateți ochii? Sau nu, poți? Nu, dar nu te ajută răspunsul, din punctul meu de vedere. Nu, cu nimic nu te ajută. Că dacă știi cum este, spui, uite, rămân cu el. Dacă răspunsul e da, rămâi cu el, ok, nu mai fac nimic oricum, rămâi cu el, nu rămân cu el, nu trebuie să o mai lupt pentru relație, să rămân cu el oricum. Iar dacă nu rămân cu el, ce rost are, că oricum mă despart. Corect. Iată că aici e bine să lași incertitudinea în care fiecare să lupte pentru, nu trebuie să, de asta este important cum livrezi informația. Pentru că întrebările sunt puse multe dintr-o curiozitate, dar întrebările nu sunt, răspunsurile sunt mai dure decât întrebările. Întrebările sunt simple. Rămân cu el foarte simplu și spui nu. Și gata, te-a dărâmat răspunsul. Dar când te despărți sau cum, nu spune nimeni. De-aia trebuie să ai grijă cum pui întrebarea. Calitatea unei întrebări îți dă calitatea unui răspuns. Că dacă pui o întrebare închisă, rămân cu el și ți-a răspuns consultantul nu. Te satisface răspunsul? Garantat. Și întreb cum adică nu rămân? De ce? Ah, iată că deja am ajuns aici. Hai să vedem cum. Dar vezi tu, simplu fapt că ai pune întrebarea asta, dacă rămâi cu cineva, este o incertitudine și o frică ta. Și atunci, te duci, de ce ai pus întrebarea aia? Că într-un mod normal, dacă e sigur ceva, trebuie să pui întrebarea asta, nu ai de ce. Și atunci vezi, de fapt, nici n-aș răspunde la întrebarea asta, aș încerca să descoper ce anume te-a făcut să pui întrebarea respectivă. Și ai să vezi că ajungi într-un alt punct în care, de fapt, după ce te-ai dus pe firul ăla, nu mai interesează răspunsul la întrebare. Pentru că nu are nicio valoare răspunsul. Asta, de asta este un pic, aici este în funcție de fiecare consultant, cum își gestionează răspunsurile, pentru că ele sunt foarte, foarte dure uneori și poate să te afecteze mult. Gândește-te, mulți într-o casă nouă
să spun, te-ai mutat într-o casă nouă și chiar casa aia nu-ți oferă ce ți-ai propus sau poate chiar urmează ceva urât și faci, spui, mută-te. Pare un șoc efectiv în momentul ăla, îl termin psihic. Da, e o responsabilitate foarte mare. Foarte mare și acolo trebuie să ai grijă în funcție de sensibilitatea fiecăruia, să-l vezi cum gestionează informația și în funcție de fiecare. De asta niciodată ai să vezi, de exemplu, nu se dă răspuns instant pe loc, în stă întâi, leagă un dialog. De mine de unde ai știut? Să te așezi la masă și să-mi spui direct să mă lovești? Am văzut. De unde ai știut că o suport, o susțin energetic? Experiența, mi-am dat seama, dar da, nu, ideea este trebuie să avem grijă cu să nu ne șcăm cu aceste răspunsuri, pentru că într-adevăr rolul unui consultant este să ajute și nu să sperie un om, nu trebuie să-l sperie cu nimic. Rolul este să-l ajuți, nu să-l, să, și dacă e ceva foarte grav în casă, trebuie să ai grijă cum livrezi informația, adică nu să pleci să nu mai poată să doarmă, că până atunci știi cum este naștiut, că mai spune cineva, uite, mi-a spus cineva că în camera asta este o energie negativă. Și zis, bine, primul în primul rând zic, nu știu ce înseamnă asta, ce înseamnă energie negativă, ți s-a definit, eu nu înțeleg ce înseamnă energie negativă. Negativă pentru cine, pentru ce? Că poate însemna foarte multe. Că poate pentru tine e ok, pentru că tu ești femeie, dar da, pentru soțul tău nu e, nu? Dar întrebarea este alta, zic, dar ce s-a întâmplat până acum când n-ai știut? Atâția n-ai știut de energia asta negativă și a fost totul cumva, ai dormit prin cap sau te-ai perindat pe acolo. De ce brusc s-a creat frica asta? Pentru că ți-a zis ceva, ți-a dat o informație, dar dacă a greșit? Ce înseamnă de fapt o energie negativă? Pentru noi, de exemplu, în ceea ce studiez eu, o energie negativă de fapt este ceva de care tu nu ai nevoie. Punct. Nu este ceva de care să te sperii. N-am de ce. Pentru că tu ai o nevoie. Și poate locația respectivă nu ți îndeplinește acea nevoie. Doar o nevoie informația corelată cu destinul tău, nu? Corect. Dar nu înseamnă că o casă care nu este bună pentru cineva poate fi bună pentru altcineva. Nu există un, să spunem, un feng shui prost, dacă nu știu scopul. Da, nu poți să atingi tu în casă, adică, dar dacă am un apartament, poate să fie să-mi fie cumva nefas mie și familiei mele, dar business-ului meu foarte bun. Exact. Cum spuneai de casele pe colț, nu? Exact, exact. Care sunt case foarte bune pentru da, și aici, business. Și aici sunt bune pentru mine. Și aici este foarte discutabil în funcție de cât de circulat este strada laterală și așa mai departe. Nu putem să... Bine, bineînțeles, acum intri în hiperdetalii, dar de fapt asta e toată ideea, că nu există generalități. Cert este că trebuie un scop. O casă care poate, eu știu, nu este bună pentru relație, poate este bună pentru un tipar de business. Și poate acea persoană care se mută este inclinată doar spre business. Nu interesează viața de familie și atunci este foarte bună casa pentru el. De aia încercăm să aflăm pentru ce, care este scopul, ce vrei de fapt de aici, ca să știu dacă, știi cum este, te duci și-ți cumperi o pereche de încălțări, pentru ce o cumperi, că dacă te duci și-ți cumperi pantofi să alegi pe o pistă, e cam nepotrivit alegerea, dar dacă e pentru o seară elegantă ceva, atunci e ok, de asta care este scopul? În ultimii ani am început să cred foarte tare în destin, asta pentru că mi s-a întâmplat să mi se lege în momente foarte nasoale niște lucruri absolut divine. Adică am fost salvată din niște situații care ar fi putut să devină foarte nasoale. Știi? Și atunci mi-am dat seama că ok, e ceva mai mare decât mine care mă ține pe un traseu. Dar cumva îmi pare rău de... Am 34 de ani, da? Îmi pare rău de anii pe care i-am petrecut pe întuneric. Că așa mi se pare, știi? Mergeam, mă loveam de perete și în funcție de ce îmi spunea unul, mă duceam într-o parte, altul în altă parte și eram cumva în bătaia sorții și a societății, cum spui și tu. Cum putem, ca tineri, să descoperim mai repede cine suntem și să mergem, practic, să ne propulsăm pe traseu corect? Nu poți. Pentru că, nu poți, pentru că mare face... negativist acum, eu sunt realist, pentru că și mai aș fi dorit să fac ceea ce fac acum la 20 de ani. Dar... Cine știe ce succes ai fi avut acum, nu? Nu neapărat, nu, probabil că îmi pierdeam mințele, nu eram pregătit pentru nivelul ăsta de cunoaștere, probabil că îmi pierdeam mințele. Și acum îmi dau seama că spuneam, bă, uite, dacă făceam de la 20 de ani, acum aveam nu știu câți ani. Nu eram pregătit atunci, vedeam mult mai superficial viața. Nu, dacă veni atunci și spune ce mi-e ceva de... Păi până la partea cu casa, dacă îmi spune ceva de feng shui, muream de râs, efectiv. Nu puteam, nici puteam. De ce? Pentru că la fel asociam prin ceea ce vedeam în piața de la noi. Și logic. Să crezi, să te îndoiești. Dar nu eram pregătit, nu eram încă în nivelul la care poți să absorbi informația și consider că fiecare va fi, când viața te pregătește, când ajungi în punctul X, atunci se va întâmpla. Vei întâlni. Ideea se spune în felul următor, când elevul este pregătit, maestrul apare. Și maestru înseamnă că trebuie să fie un învățător. Când elevul este pregătit, poate este lecția din viață.
care te va duce pe drumul respectiv. Doar un șoc în general, prin greutăți, prin diverse lucruri în care te văd cu adevărat să vezi viața altfel. Deci cumva asta e un gând care ar trebui să ne liniștească, că tot ce ni se întâmplă în viață are un scop. 100%, eu n-am niciun dubiu în privința asta și mă uit și văd la multe. Eu nu cred în coincidențe. Nu cred. Am văzut prea multe situații și nu nici cred. Nici eu nu mai cred în coincidențe. Nu cred. Și ele se întâmplă cu un scop. Se întâmplă cu un scop. Noi trebuie, acum sigur că nu stau și mă resemnez la asta, că nu o să se întâmple, se va întâmpla. Dar când trebuie, când vei intra în acea... În acea perioadă a vieții tale în care tu trebuie să absorbi informația, să se transformi, să faci ceva, atunci se va întâmpla. Vei întâi oamenii, te va duce în mediul anturaj și așa mai departe pe acel drum. Da, în general, dacă ne încrâncenăm pe un subiect, nu știu, vreau să mă fac, hai să spunem, arhitect și nu reușeam să intru la facultate și eu tot mă încrâncenam și am intrat la facultate și am picat primii 2 ani și după ce am terminat arhitectura nu reușeam să găsesc clienți. Încrâncenarea asta mea este un semn că nu sunt pe drumul cel bun. Da, da. Și la fel, încrâncenarea cu relații, cu joburile, cu casele, cu absolut tot, asta este o rezistență din partea universului. Da, nu? Este o rezistență, este în primul rând la fel. Nu toate sunt la fel, dar trebuie să vedem situațiile unde, de exemplu, arhitect este într-adevăr dorința ta sau undeva ai fost influențat că provii, poate părinții sunt arhitect sau ai o soră sau prieteni sau nu știu, dar trăiești într-un mediu în care cumva ți-a fost influențat această direcție. Mie mi se pare înfiorător de greu, mai ales acum având copil, încerc să nu influențez, dar îmi dau seama că nu am cum. Cu siguranță o să încerc să o influențez cumva. Ideea este, nu trebuie imprimat acum, eu știu, ceva ce n-ai făcut tu să imprimi copilului. El oricum se va duce automat. Hai că nu m-am făcut actriță, nu trebuie fimea să se facă actriță. Nu, se va duce automat, se va duce automat. Pe măsură ce ai să observi și crești, o să vezi automat anumite inclinații și ai să vezi că se duce singură spre o direcție anume. Dar dacă este imprimată de, eu știu, de felul cum e crescut copilul și de prieteni și anturaj că trebuie făcut pe drumul ăsta, că asta e meserie de viitor și nu știu ce, e posibil la un moment dat ca să lupți, că și eu am trecut prin etapa asta, că trebuie te gândești cumva să-ți fie bine. Dar ideea este, din punctul meu de vedere, să faci ceea ce îți place. Deci, cumva, cu cât există mai puțină rezistență în activitățile tale, indiferent care sunt, amoroase, de muncă, de învățare, înseamnă că ăla este drumul corect, nu? Părerea mea este, în primul, să te detașezi de tot ce spun alții să faci. Asta este părerea mea. Nu înseamnă că să nu e de bun, poate că sunt sfaturi, sunt astea, dar tu trebuie să vezi, în primul, cum funcționezi tu. Și atunci, pentru că eu am o chestie asta și spune, la fel spunea cineva, că dacă faci ceea ce îți place, nu muncești nicio zi din viața nu, ta. Nu, eu nu cred asta. Ba da, eu cred foarte mult, pentru că eu nu simt, eu fac, m-am dus în weekenduri, m-am dus în seara de Crăciun, m-am dus, de exemplu, la anumite cazuri, pentru că sunt atât, m-au atras atât de mult, să spunem, subiectul sau evenimentul despre care era vorba, încât n-am putut să rezist. Pentru mine era o curiozitate foarte mare să mă duc să văd. Adică n-am avut nevoie, stai că vin luni sau marți, nu mă duc când am simțit. Sigur că există un sacrificiu în spate, că na, sunt cursuri, exact astea, dar o fac din plăcere, spun, o fac din plăcere, că te duci și studiezi, că faci practică. Și acum facem, noi tot timpul învățăm, avem cursuri constant învățăm, pentru că sunt N situații. Adică, de exemplu, mă uit la o clădire în față, acum prin alte, te duci la un nivel de informație încât îți mai adaugi încă un strat peste și zici, oh, nu m-am uitat din perspectiva asta. Dar asta pleacă din tine cât de mult vrei să evoluezi. Eu nu simt... Și chestia asta că muncește, da, e o muncă tot ceea ce facem. E o muncă, dar uite, și în seara asta, nu-mi face plăcere să fiu aici cu tine, da, am făcut un sacrificiu că nu-s acasă și o să mă întorc obosită. Dar dacă mergeai pe un principiu că, eu știu, erai obligată, nu te mai simțeai bine că m-a obligat șeful să stau acum. Da, absolut. Nu mai aveai libertatea de a alege, pentru că, vezi, omul nu este neapărat se opune că stă până la 8, este faptul că îi se impune să stea. Dacă ești obligat să stai până la 8, nu, poate să stai până la 10, că îți face plăcere ceea ce faci. Este o diferență subtilă, dar este o diferență destul de mare. Și de asta spun, fă ceea ce îți place. Și va veni timpul când o să-ți dai seama, nu trebuie să faci ceea ce fac eu sau ce face, pentru că și eu poate m-am uitat la cineva și mi-a plăcut foarte mult ceea ce face, dar nu mi se potrivește. Și niciodată n-aș putea să dau randamentul acelei persoane, pentru că nu sunt făcut pentru așa ceva, deși admir ceea ce face, e foarte drăguț, dar nu pot. Da? Există suflete pereche? Nu cred că poate fi demonstrat asta. Din punctul tău de vedere, cu experiența ta de 13 ani, în care ai văzut destule cupluri. Prin ceea ce fac nu pot să spun că există prin ceea ce fac.
Nu există, și indiferent de școală, indiferent ce, cât de diferite sunt școli în România sau oriunde, nu se poate prin metafizică să constați că ai suflet pereche. În primul rând, nu cred că te ajută informația cu nimic, că ai suflet pereche și ce dacă ai suflet pereche. Te întreb cumva pentru, din perspectiva, te întreb din perspectiva Laurei, care are 20 de ani și care trage de o relație toxică și care îi se spune, da, uite, voi aveți o relație karmică. V-ați întâlnit într-o altă viață, ți-a fost tată, ți-a fost mamă, ți-a fost frate, whatever. Știi că există, așa. Se tot spune că bun, ai relații karmice și așa. Și cumva îmi dau seama, din perspectiva Laurei de 34 de ani, ce pierdere de timp a fost cumva și pierdere de energie tot ce s-a întâmplat. Și aș vrea să-i ajut într-un fel prin experiența mea și posibilitatea de a te întreba pe tine. Căutăm explicații pentru eșecuri. Exact. Da, stau într-o relație toxică pentru că este tatăl meu sau nu știu. Și hai să mai spun o chestie. Există un motiv pentru care nu ne amintim multe lucruri. Din viața anterioară. Da, există un motiv foarte mare. Dacă trebuia să ne amintim, nu ne aminteam. Dar vine la tine cineva, ce garanție ai tu că acea persoană îți dă informația corectă, că e tatăl, de unde știe, cum poți să dovedești? Eu dacă vin și îți fac ție la o casă, îți dovedesc prin informație, că se potrivește. Dar tu când vii și îmi spui mie că îi suflet, cum pot eu să-mi dovedești asta și eu ce fac? Iau această informație și rămân într-o, pentru că nu am curaj să ies dintr-o relație, n-am curajul să ies dintr-o relație toxică și m-am nevoie de un motiv să rămân. A, deci a fost tatăl meu, gata, atunci stau cam de tras. Înțelegi, stai că gata, mă, am dacă ieșit. Dacă am greșit în viața trecută. Și dacă e suflet acum... pereche, ok, și ies. Și care e problema? Până la urmă asta e că am fost 7 vieți împreună. Foarte bine că ați fost. Nu vrei să stai și tu singur în viața asta? Nu v-ați săturat? Asta vrei să fie 8-a pe bune? Era și până moartea ne va despărți. Hai să ne mai facem de cap. Nu stăm acum să ne urmărim prin totul. Dacă ne-a despărțit de 7 da, ori. Nu, consider că este... În trecut, da, o priveam și eu cu altă abordare. Aveam altă abordare față de... Dar mi-am dat seama, Ana, că tot viața te învață, că nu este așa. Ok, dar atunci ce face o relație să fie reușită sau nu? La fel la relație, în primul rând, părerea mea este că, știi, oamenii nu te dezamăgesc. Asta este părerea. Oamenii? Nu au cum să te dezamăgească. Tu te dezamăgești, că ai așteptări nerealiste. Proiecțiile greșite pe ei. Sunt proiecțiile tale pe noi ne facem proiecții greșite. Și sigur că reproșăm că nu ești așa. De multe ori omul din fața ta este o oglindă. De cele mai multe ori îți arată, de fapt, cum funcționezi tu. Dar sunt proiecțiile noastre. Vezi că nu ești așa, pentru că ce fac oamenii la început de relație? Dau tot ce mai bun din ei. Coperta. Foarte frumoasă, totul elegant, totul superb. Și tu ți-ai creat acea imagine că așa funcționează el sau ea. Ăsta e principiul pe care l-ai văzut. Da, ți-a adus flori la prima întâlnire, ți-a gătit, dar tu trebuie să-ți dai seama că nu asta va fi, nu așa va decurge relația. Și pe măsură ce timpul trece, florile mai dispare cât se un fir până... Da, dispare cât un fir până nu mai câte nicio floare. Du-te, iubita, gătește tu și de aici am intrat în chestia aia și spui, vai, cât ai schimbat. Nu s-a schimbat, așa a fost. A depus mult mai mult efort la început. La început? Și s-a relaxat. Da. Nu? Că de fapt despre asta e vorba în relație, să fii relaxat. Da, era o chestie foarte interesantă, a spus la un moment dat cineva, când te duci la o întâlnire, să nu-i spui niciodată ce-ți place. Să nu-i tu... ghicească. Nu, și de ce nu-i spui? Pentru că în perioada următoare îți va arăta fix chestiile la care îți place. Mamă, uite, este exact ce-mi doresc eu, nu. Omul trebuie să fie natural, pentru că ai să vezi în cele mai mici gesturi își dau seama, vezi adevărata natură. Chestiile astea cu flori și mai departe, astea sunt, este, cum să spun, începutul. Ai văzut și ca la o reclamă, ca la tot coperta cât de frumoasă. Dincolo că începi și pagină cu pagină, lucrurile se schimbă. De aici consider eu că dacă tu înțelegi persoana din fața ta, știi cât poate să-ți ofere într-o relație. Și atunci fie accepti, fie nu intri în relație, dar nu încerca să o schimbi. Pentru că greșeala pe care o facem este că încercăm să schimbăm pe cel de lângă noi. Că și vreau de ce intrăm într-o relație cu cineva pe care dorim să schimbăm, nu? E o greșeală mare, că lasă că o fac eu sau să... Nu, în momentul în care se spune că e bine să lupți în relație, nu sunt de acord nici cu asta. Tipul are un, nu știu, un atașament anxios și umblă cu 1000 de femei, eu sunt femeia care o să-l determină da, să nu mai... Relația trebuie să fie simplă, dacă facem efortul mare relație, efortul presupune să obosești la un moment dat. Nu consider să fim naturali. Dacă eu modific comportamentul într-o relație, azi așa, mâine așa, în primul rând ajungi în punctul în care nu te mai recunoști tu pe tine. Nu-ți mai place ție de tine și nici persoana respectivă nu te mai recunoaște, că nu mai ești ca la început. Consider că trebuie să fim naturali, pur și simplu, și să înțelegi persoana din fața ta cum funcționează. De aici intervine foarte frumos partea de fizionomia feței, pentru că vezi exact cam cum funcționează ea. Și dacă ești ok cu chestia asta, ok, dacă nu, dacă faci sau încerci să schimbi
care și eu am încercat, nu funcționează, nu merge, că n-ai cum, nu ajungi în situația în care la un moment dat te lovești. Și sigur apar dezamăgiri, certuri și așa mai departe. Poate o casă să facă rău unui cuplu? Da. În ce fel? Păi depinde, de la în cel mai rău caz se despartă. Poate, dar și aici, vezi că și aici, dacă stăm și legăm de destin, poate ei au nevoie să ajungă în casa aia să se despartă. Uneori se duc în casa aia că trebuie. Casa este acel trigger în care te face să te rupi. De asta vezi... În mintea și în sufletul meu, de fiecare dată când vorbesc cu tine, se întâmplă o chestie. Mereu îmi dai o speranță, știi, spui, da, casa poate să spună ceva despre bani, sănătate, relație, whatever, dar înseamnă că așa ar fi trebuit să-mi se întâmple. Păi nu, uite, hai să vezi. Uite, și mă anulez complet, raza de speranță. Am avut persoane apropiate care, pe care le-am ajutat să vândă o proprietate. Uh-huh. Și era foarte interesant. Și am zis, uite, vezi, în casa asta aici se vor despărți cine... Cuplul care va veni aici se va despărți. Și hai să vezi, acel cuplu sudat care va veni la vizionare, nu va rezona casa, va pleca instant. Două minute pe ceas pleacă. Cei care vezi că există deja o fisură, că se văd chestiile astea între ei, o iubim, adorăm casa asta. Știi clar că wow, ei se duc în punctul în care cumva să-i ducă, să-i separe, poate vorbind de acea relație toxică. E un rău care te ajută, de fapt. E un rău necesar. Dar știi că se spune că în... picătura care umple paharul este cea mai mare schimbare. Da, deși sunt o sumedenie de picături în pahar, dar acea picătură îți schimbă tot. Și de fapt avem nevoie de aceste șocuri, că doar la șocuri răspundem. De asta doar la șocuri răspundem. Noi nu răspundem cu hai vină să te că nu, pur și simplu. Și uneori este nevoie de această... Uite, la mine șocul casa. Dacă nu era casa, nu făceam ceea ce fac azi. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, da, aș face aceeași greșeală. A fost greu, foarte greu. Foarte greu, dar este cu totul altceva. Este... Motivul pentru care noi suntem aici? Ai văzut? Uite, ca să vezi, încă o casă. Nu, da? Voiam să spun, bine, nelegat de casa pe care așa. Am cumpărat-o, că este ce mi s-a întâmplat anul trecut și toată operația. Asta mi-a dat cumva acest gram de încredere în mine. Exact. Deci este un rău care a avut un rezultat foarte bun. Noi îl vedem rău prin prisma ceea ce se întâmplă în momentul respectiv. Da, uite, tu mi-ai spus că ce facem noi acum este cumva potrivit pentru mine. Deci, la propriu șut un cur pe care l-am primit. Da. Trebuie să fim așezați. M-a dus pe calea bună. De asta uneori spune, nu te împotrivi. De aia spune, ai văzut că încerc să folosești, ai văzut cum era și pe mare, folosesc tot timpul vântul. Uh-huh. Da, folosește și asta facem și metafizică, folosește fluxul, nu asta, mergi cu valul, avem vorba în România. Lasă lucrurile mergem cu valul, da, curcă. Ești pe val, da, mi s-au aliniat planetele, sunt vorbe care sunt folosite în metafizică foarte mult, sub alte forme. Dar și aici, dacă... Și când ai o perioadă dificilă în care nu ți se leagă nimic, încearcă, trebuie să o lasă. Încearcă să înțelegi și atunci, ca să vezi, nu zice nimeni să te resemnezi, nu spun să te resemnezi. Dar încearcă tot timpul să vezi un pic, în măsura în care poți, evident, să te detașezi un pic de evenimentul respectiv și să vezi de ce se întâmplă. Și o să înțelegi la un moment dat. Dar și eu trec prin diverse situații în care unele îmi plac, altele nu. Dar încerc să văd de ce. Acel de ce. Și după aia, cu cât te opui mai mult, în primul rând obosești, pentru că nu vei schimba situația respectivă. N-ai cum, nu există. Este imposibil. Te consumi, te îmbolnăvește. Și n-ai rezolvat nimic. Și încerc să dai vina pe nu știu ce. Nu există așa. Îmbătrânește înainte de vreme. Nu este... Nu... Oamenii care sunt și tot ce întâlnim au un rol să te facă pe tine să evoluezi. Dar să te apese pe acele butoane astfel încât să evoluezi. Pentru că dacă stai undeva și nu ești provocat, te plafonezi. Uh-huh. Dar nu ai cum, este imposibil. Și atunci trebuie să vezi, dacă reușești să... De asta deschidem ochii. Dacă reușești să deschidem ochii, să vedem, natura oricum ne arată absolut tot. Toate formele, clădiri, tot ne arată. Există destine tragice? Da. Dar vezi cumva, se spune aici, vreau să zic că se spune, pentru că la fel nu putem dovedi, că noi ne alegem. O experiență de viață, de aia se și spune că suntem aici să trăim ce am ales, să nu să alegem ce să trăim. Spune cumva că ne-am ales experiența asta prin care trecem. Și tu ca consultant n-ai dreptul să intervii pentru că este alegerea mea. N-am cum să intervin. Uh-huh. Se întâmplă, în primul rând, dacă nu văd lucrul ăsta și tot încerc, nu se întâmplă cumva să nu reușesc să aplici. Să aplici acea informație. Sau este, de exemplu, să zicem, uite, va trebui cumva să te muți din casa respectivă ca să se întâmple, să nu se întâmple nu știu ce. Uh-huh. Nu te vei muta. Nu. E varianta, nu crezi informația, zic, ok, lasă că nu știu ce. Varianta B, nu reușești să vinzi casa. Varianta C, vinzi casa și te muți într-o casă cu aceeași problemă. Pur și simplu simți doar locul, dar să te duci cu aceeași situație. Am avut situații în care au ales aceeași casă, identică și la fel. Nu ca formă.
Ca, de exemplu, spuneam, uite, am nevoie să-mi eviți din 360 de grade, mi-eviți aceste 45 de grade. Care este probabilitatea să-mi alegi 4 case doar cu problema asta? Este imposibil, nu știu, mă rog, nu este imposibil că s-a întâmplat. Dar este probabilitatea foarte mică, probabilitatea mică, rădător. Și totuși s-a dus și la un moment dat este că tot îmi place casa. Este clar că trebuie cumva să-ți îndeplinești acea parte din destin. Și în momentul ăla Feng Shui nu te ajută cu nimic. Pentru că tu oricum vei rezona cu acea problemă. Și te duci fix către ea. Nu vorbim că ai văzut 10 case și ai rezonat cu aceeași problemă. 4 consecutive pe care ți-au fost pe plac, toate 4 aveau aceeași problemă. Și atunci ce poți să faci ca și consultant? Nu te mai poți băga, pentru că e clar că nu poți interveni. Deci există cumva, cum ai explicat, diverse căi în care să ajungi la același checkpoint. Da, și da. Există în destinul fiecăruia niște trepte pe care trebuie să le calci. Gândește, plec de aici acasă acum, da? Dau pe Waze. Traseu alternativ, tot acolo trebuie să ajung. Uh-huh. Dacă mă duc eu ocolesc, dar tot în punctul ăla voi ajunge. Acum doar aleg eu pe unde mă duc. Când mă duc pe un drum mai aglomerat, mai puțin aglomerat, ocolesc un pic mai prim, dar tot în punctul ăla voi ajunge. Așa și aici, cumva tot în punctul ăla te duci. Evenimentele majore din viață nu le poate schimba nimeni, nici eu, nimeni. Absolut nimeni. Astea majore. Restul, cred că în multe evenimente suntem și noi sincronicități ale acelor evenimente. În momentul în care ne ducem și facem o schimbare care se presupune a fi mare, totuși noi suntem o sincronicitate în acel eveniment. Suntem doar un instrument al Universului, nu cred că... Trebuie să ne cunoaștem limitele, că nu suntem... Deci când a Dumnezeu că schimbăm noi destine, nu. Eu nu consider că schimb destine. Și nu cred în asta oricum. Pentru că am argumente să demontez această... Mm-hmm. Crezi că poți doar să optimizezi da. Calea. Poți să fii Waze. Da, tot timpul îi dai informația și partea frumoasă în toată această cunoaștere este că sunt foarte simple schimbările. Ai văzut, sunt simple. Uneori doar moți o chestie și uite să și crezi să crezi. Nu, asta e partea și mai frumoasă. Că nu trebuie să crezi. Că ele se întâmplă oricum. Dar dacă tu vezi o situație la o casă în care nu cunoști pe omul ăla și ai văzut ce ai spus și nu știi să ghicești, este logică în momentul informația sau... soluția pe care o oferi este foarte bună, pentru că te-ai dus punct ochi, punct lovit, adică ai spus cum a fost situația cu piciorul, cu operația. A fost prima chestie pe care am întrebat-o. Primul lucru pe care ți l-a pus casa. Și culmea, da, la câteva minute să intre să-l văd. Deci, de unde puteam să știu asta? Și când ne-am arătat, că pe bune așa simplu, da, că nu m-am uitat niciodată, știu. Că nu te-ai uitat. Dar este simplu. Nici nu știai la ce să te uiți, de fapt. Da, dar în momentul în care îi arăți, informația este valabilă toată viața, indiferent de mult, ții cont de informația aia. Mariu, și cum e să... Eu mă gândesc așa cumva... Te văd ca un soi de preot. Să știi cum e să fac... Care ascultă păcatele tuturor și nenorocirile tuturor și după se duce acasă și trebuie cumva să le descarce în univers. Cum e să vezi atâtea hărți și atâtea, să stragă prin fața ochilor, atâtea... Te detașezi la un moment dat. Te detașezi foarte mult. Înveți la început... mă consumam foarte mult, pentru că te consumi, auzi fel și fel de situații și chiar vrei, dar la un moment dat, dacă nu vezi să te detașezi, te termină pur și simplu, nu mai vlagă. Adică înțelegi problema, empatizezi cumva cu acea persoană, dar te detașezi la un moment dat după, pentru că nu poți să... Că și eu le-am pe ale mele, și eu am problemele mele, și eu am păcatele mele și așa mai departe. Nu, trebuie să te detașezi. Trebuie să te... Doi, nu judeca niciodată, indiferent ce vezi. Că trebuie să fii obiectiv. Nu cum ar trebui să facă, ci să fii obiectiv. Da, mi-ai spus că ai întâlnit tot felul de oameni din tot felul da, de clase nu, sociale. Cred că, și nu trebuie să judecăm. Pur și simplu fiecare are direcția lui și tu trebuie să înțelegi, să înțelegi durerea de ce face lucrul ăla. Sau dacă nu înțelegi, măcar să o respecti. O respecti, da. Sub nicio formă îi spui, pentru că îi spui din perspectiva mea că nu-i bine să faci asta. Nu, atunci deja mi-am pierdut, sunt subiectiv și este ceea ce n-aș face eu. Sunt de acord, dar nu înseamnă că este mai puțin bine că face lucrul ăla. Că înseamnă că toți am iubit aceeași femeie sau bărbat, am iubit aceeași, nu știu, am adorat aceeași culoare și așa mai departe. Suntem diferiți și suntem perfecți cum suntem. În imperfecțiunea asta, evident. Poate toată lumea să facă bani? Nu. Te rog, teoretic, da, practic nu. Ok, ce teoretic, înseamnă asta? Teoretic, da. Păi, depinde ce înseamnă bani. Acum știi cum e exact ca în... Există niște formule și sunt în continuare, pentru că aici este iar o dezbatere pe școlile astea care sunt destul de diferite, în care spune, domne, dacă aplici formula X în casă, te îmbogățești.
Așa spune formula. Dar ne întoarcem la cele șase păsări, nu? Da, dar ce înseamnă să te îmbogățești și cum, nu spune nimeni. Uh-huh. Ce înseamnă bogăția pentru fiecare, că este subiectivă bogăția la fel și valoarea în bani și tot. Nu putem să, când spui că să facă bani, ce înseamnă ca valoare în bani? Mulți, puțin, ce înseamnă mult, ce înseamnă puțin, este greu să definești. Și atunci consider că nu toți, nu. Deci chiar dacă te aliniezi pe ceea ce ți este chemarea în materie de meserie, se poate să nu ajungi nicăieri cu această chemare. În primul rând nu au dorința, nu neapărat că toți caută acest lucru, nu uh-huh. toți au această dorință. Bine, pentru unii succesul poate să însemne bani, pentru alții faimă, pentru alții recunoștință, da. Sens în viață, nu? Da, bogăția nu trebuie să fie neapărat bani. Bogăția poate să simtă pentru că, uite, vezi oameni, persoane publice cu foarte mulți bani, se pare că reprezintă un etalon al fericirii? Nu aș zice. De ce nu sunt fericiți? Pentru că sunt pe o cale greșită. Nu neapărat greșită, dar uite că îți arată clar că nu neapărat o valoare în bani sau o smurie și îți aduce fericirea. Nu neapărat, da, îți dă o liniște, îți dă o independență, dar uite, de asta spun, consider că trebuie să te înțelegi pe tine foarte mult. Și să știi și atunci, ideea este că și atunci când te înțelegi, nu înseamnă că o să fii fericit. Că poate nu ești încântat de ceea ce vezi. Că ți-ai fi dorit poate iară să fie altfel sau să poți să faci alte lucruri sau să fii într-un alt punct. Dar la fel, dacă stai și aceste dorințe care sunt diferite de destinul tău, la fel sunt imprimate de societate. Dar este greu. Imaginează să începe la 40-30 ceva de ani să începi să studiezi niște lucruri. Tu nu poți să demontezi 30 de, sau pune 25 de ani de informații și de ce ți-a băgat de societate, de familie și mai departe, să-mi demontezi în 2 ani de zile de studiu. N-ai cum, este imposibil. Nu consider că dacă ți-ai înțeles de sine ești fericit. Nu. Este doar, îți dă o liniște. Pentru că știi, dacă mi-am dorit toată viața să fac atletism, să zicem, și ți-ar destinul că nu poți, te-ai liniștit cu asta. Dar te liniștești cum am, nu ai poți, pentru că știi da. Că nu o să poți depășești, da. Pentru că poate ai o sensibilitate la unul din genunchi și nu poți, te vei accidenta dacă vei continua pe drumul ăsta. Și vei înțelege, nu spune că nu dai vina pe ghinion, pe mai știu eu ce, înțelegi și te liniștești. Asta nu înseamnă că vei fi fericit, dar în momentul ăla te poți concentra pe altă direcție. Da, apropo de, uite, ai ridicat un subiect, fără să-ți dai seama, apropo de durere de genunchi, apropo de somatizări, de fapt. Există un dicționar emoțional a tuturor durerilor fizice. Corect. Așa. Poți să este adevărat, nu știu, că dacă te dor genunchii, spune asta despre starea ta, ceva despre starea ta emoțională? Noi suntem în partea asta, suntem mai practici. Okay. Mergem și vedem în casă de unde te dor efectiv. Ok, deci dacă, voi toate sunt legate între ele. Da, noi aplicăm foarte mult. Pe mine mm-hmm. faptul că dacă vin și spun, știi că este o chestie emoțională, cu ce te-am ajutat? Ți-am dat info, știi, este emoțional, de asta te dor genunchii, pentru că ai nu știu ce traume din copilărie cu mama sau cu tata, să zicem. Și cu ce te-am ajutat cu asta, dar orice disconfort. Da, cumva dai o direcție în care corect, să corect, mergi. Pentru că este, sigur este un plan foarte subtil. Corpul manifestă, dar ori nu există durere pe care să, eu știu, să nu găsești în casă. Nu există. N-are cum să te doră genunchiul, de exemplu, într-o casă și totul să fie în regulă. Este imposibil. Noi încercăm să... Și dacă stai cu chirie? Nu contează. Noi încercăm, tot casa ta. Nu contează. Locul în care stai, ăla te afectează. Uh-huh. Noi încercăm să oprim declanșatorul, pentru că, de exemplu, tu te naști cu o sensibilitate. Casa nu se îmbolnăvească pe tine niciodată. Tu te naști cu o sensibilitate. Uh-huh. Da? Sunt oameni care se nasc poate cu o problemă de inimă, cu o problemă de plămâni, habar, uh-huh. diverse. Noi ce facem? Oprim acel declanșator din casă. Este exact ca o alergie. Dacă un om este alergic, îl țin departe de acel aliment care îi provoacă alergia. Dar el va fi toată viața alergic. Așa și noi. Nu înseamnă că te fac bine de inimă sau nu știu, dar te țin departe de aceea să se manifeste. De un factor acutizant. Da, pentru că tu în momentul când, de exemplu, când oamenii care se nasc cu anumite sensibilități, se vor duce către acele proprietăți prin care să se manifeste, să-și uh-huh. manifeste sensibilitatea. Iar noi în momentul ăla venim și ne uităm, pentru că ele se văd anumite sensibilități pe față în care noi corelăm punctea din față cu anumite direcții cardinale din casă. Este foarte simplu, da? Că în momentul care spune că are probleme de inimă, noi știm pe față, nu să ne uităm și știm în casă deja.
o locație de 45 de grade în casă, corelată cu fața și punct. S-a încheiat... Ce mi-ai spus? Inima este scara? Nu, inima, partea de inimă în casă ține de sudul casei tot timpul. Uh-huh. Scara este dacă este în centrul casei. În centrul casei, pentru că centrul casei este inima casei. Și mai ales spunem că au fost și foarte vizual dacă te gândești, o, mai ales scările pe rotundă, în mijlocul uh-huh. casei, gândește ca un tirbușon. Știu, scările care îmi plac mie foarte mult. Da, dar sunt ok, dar nu în centrul casei. Okay. Și acolo, dacă în centrul casei nu înseamnă că e ceva foarte rău sau rău, depinde, tu știi deja că cineva în casă suferă de inimă și vine din familie care deja cineva a avut poate un AVC sau vine cu o moștenire din spate. Deja casa ne dă o informație mai mare, mai departe. Și ce facem? Vedem acel membru al familiei, că acolo trebuie să particularizăm, să vedem cine, că nu toți. Și pur și simplu să ai grijă doar când se va, pentru că la fel vei vedea când există acel trigger, când se poate manifesta acea sensibilitate. Există în arta ta ideea asta de traumă transgenerațională? Este ceva cu care eu lucrez foarte mult, anume, suferința pe latura părinților mei, bunicilor mei, este cumva transmisă mai departe. Și dacă ei nu o descarcă într-un fel, poate să fie descărcat în mine. Există așa ceva? Nu, la noi ce facem noi, nu. Pentru că nu avem cum să intervenim. Noi intervenim doar în planul ăsta aici. Nu uh-huh. pot să mă duc mai departe. Eu pot să te ajut. Nu lucrați pe planuri, alte planuri temporale. Nu, suntem aici. Noi suntem mai foarte practici. Ne ducem, rezolvăm și plecăm. Pentru restul că tu vei rezona și te vei duce iar în punctul ăla, asta nu mai ține de mine. Dar încerc cumva să te țin departe de acea problemă, să te țin uh-huh. departe de acel trigger. Tu oricum vei rezona tot timpul cu triggerul ăla să te duci către el. Normal. Adică am văzut oameni care au spus, ok, încearcă la casă să-și casta cu, să-mi eviți această situație în casă, a evitat-o și cumva pe parcurs și s-a mutat, a făcut ceva și mi-a readus problema acolo. Uh-huh. Fără să știu, după un timp mi-a zis că totuși ce s-a întâmplat. Mi-a mutat bucătăria în casă. Da, și s-a uitat și zic, nu vine să cred că ai făcut problemă, ai făcut chestia asta, nu mi-am dat seama. Deci intuiția sau cumva destinul te-a dus să-ți manifesti, sensibilitatea. Pentru că aici este o chestie foarte interesantă, că mă întreba cineva, bă, toți au nevoie de feng shui? Zic, nu. Sunt oameni care au un destin foarte bun și când ai un destin bun, ai o intuiție fabuloasă. Uh-huh. Și este o chestie pe care la noi este, precum este, care a fost primul ou sau găina. Se spune, dacă ai un destin bun, te face să alegi o casă bună sau o casă bună te face să te naști cu un destin bun. Uh-huh. Care a fost mai, nu știm care. Da? Dacă te naști cu un destin bun, automat vei alege un loc foarte bun, te vei muta acolo, vei avea copii care la rândul lor vor avea un destin foarte bun. Și atunci pe tine destinul te-a făcut să alegi casa aia, sau tu te-ai născut cu un destin bun pentru că ai fost născut într-o casă cu un feng shui bun. Aici este o chestie, nu putem avea un răspuns nici măcar în ziua de azi la așa ceva, dar... Săptămâna viitoare am o invitată care va vorbi despre case de patrimoniu. Cum e cu casele astea foarte vechi? Chiar dacă sunt vechi, ele pot fi readaptate la vremurile uh-huh. noastre. Dar pot fi, și este foarte simplu cum este văzut. Pentru că dacă intru acum, uite, intru un pic în... Îți face un paralel cu religia. Să vezi, de fapt, ce conexiune. Uite, un secret foarte interesant este că Biblia este plină de simboluri? De, să spunem, părți metafizice. Ok. Foarte multe. Deci, nici măcar nu-și dau seama, pentru că sunt inserate, dar la fel sunt foarte bine codate. Cum ar fi? De exemplu, poate să fie, uite, o chestie cum se calculează Paștele, de exemplu. Uh-huh. Paștele, observă că nu cade niciodată în același timp. Și totuși, este calculat unui fenomen. Uh-huh. Da? După echinocțiul de primăvară, prima lună plină, este în prima duminică, după prima lună plină, după echinocțiul de primăvară. Iată că el se calculează conform unui fenomen. Da? Și este trecut, poți să vezi, de exemplu, Iisus îl arată cu cei doi pești, arată de era peștilor, Moise cu taur era berbecului, după care arată o femeie sau un bărbat, nu mai simte, cu un ucior, intra spre Ierusalim, este era vărsătorului și așa mai departe. Ele sunt foarte bine codate. Erau niște inițiați uh-huh. în așa ceva, dar la fel nu s-a vorbit, pentru că totul a fost foarte bine gândit. În tot ce se întâmplă. Și metafizica, de fapt, vine și îți arată că totul e în fața ta. Exact, îți arată simplitatea lor. Uh-huh. Dacă ai să vezi afară cât de ușor ți-ți explică și zici, nu vine să cred că e atât de simplu. Da, cumva, pentru că noi suntem foarte prinși în cotidian.
Și nu putem niciodată să ne punem acel fisheye, să vezi de afară ce se întâmplă, de ce sunt în tiparul ăsta, de ce mă chinui, de ce nu merg lucrurile cum trebuie. Și de multe ori răspunsurile sunt, exact cum spui și tu, extraordinar de simple. Ești aici pentru că asta ți-ai ales, asta este lecția pe care trebuie să o înveți și trebuie mai târziu să culegi roadele suferinței tale, care de obicei sunt, cum ai spus și tu, niște roade bune. E și greu până la urmă, dacă te uiți cum funcționează societatea, nu mai ai timp să te gândești la tine. Uh-huh. Pleci dimineața ești la birou, foarte ocupat, da. Te întorci seara, foarte... da, trebuie să ai grijă cu copii, familie, trebuie să mai ai activități casnice. Trebuie să-ți plătești creditele, trebuie, și nu? Așa, și când a venit ai weekendul... Ai mintea complet ocupată. De multe ori îți dai seama că treci pentru weekend și concedii atât, pentru că ești epuizat sau epuizată, nu mai ai timp de nimic. Nu, când să mai te gândești tu cum funcționezi tu când tu nu ai timp să respiri? Da, ești foarte prins. Ești epuizat, ca persoană ești epuizat, efectiv, nu ai timp și când vine un weekend vine să dormi. Îți mai arde ție de destin și de... Nu îți mai arde, evident. Dar societatea e făcută să te țină aici. E făcută societatea, nu este întâmplător. Nimic nu este întâmplător, pentru că tot ce și acum ce se întâmplă prin frică. Da. Frica. Este tot ce se întâmplă, frică și atâta tot. Nu. Când o să fie, când ți-e dat să mori, vei muri oricum, punct. Indiferent că va fi un cataclism, un război, un COVID, da. Nu contează. În momentul când se spune că, na, toți suntem datori cu moarte. Înțelegi? Și asta este singura certitudine din viața asta, că la un moment dat vom muri. Din punctul meu de vedere, e stabil și asta. Este stabilită. Acum, sigur, na, că pot să nu crezi, dar asta... Din ce fac și studiez, consider că se poate vedea și lucrul ăsta. Există conceptul metafizică că suntem toți legați între noi? Da. Și că ce fac eu și munca pe care o depun eu în a mă face un om mai bun? Absolut, fără dar și poate. Are coincii din jurul meu, nu? Fără dar și poate. Este acel butterfly effect. Uh-huh. Orice faci creează o undă în univers, da, 100%. Tu poți să influențezi pe cei din jurul tău foarte mult. Și la rândul lor și așa mai departe, doar arătând că se poate. Nimic nu trebuie în viața asta, doar trebuie să-i arăți omul opțiunile pe care le are. Dacă el vede că poate, prinde curaj. Și el trebuie să vadă că nu trebuie să fie dependent. Pentru că și eu unde am fost, ai văzut și când am fost, îți arăt de ce. Pentru că scopul meu nu este să te fac dependentă de mine. Vreau să înveți de ce, mai, pentru situația pentru care m-ai chemat, vreau să toată viața să-ți înțelegi de ce trebuie să faci. Și atunci te simți faptul că ai informația, te simți protejată, pentru că poți să anticipezi ceva. Știi clar că dacă traversez pe aici, trebuie să fiu călcată de mașină. Ok, nu traversez. De ce? Pentru că am informația. Chiar dacă mi-arată treceri de pieton, știu că pe aici s-au întâmplat nu știu câte accidente și nu trec. Asta este, pentru că informația, dacă mă întreb, este cel mai puternic produs în ziua de azi, accesul la informație. Să poți să anticipezi niște lucruri. Uh-huh. Și asta le poți anticipa prin casă, prin destinul tău și așa mai departe și acolo unde poți să intervii, iar unde să accepti că nu peste tot poți interveni. Și apropo de informații, mai predai cursuri? N-am predat cursuri, am predat niște programe, cursuri am evitat să fac, uh-huh. Pentru că să fac un curs e nevoie de timp și oamenii nu mai au timp în ziua de azi. Adică, dacă aș face un curs de Feng Shui acum, cu siguranță ți-aș spune că nu-l aplica pentru că nu o să funcționeze. Ce înseamnă asta? Pentru că nu am cum să te învăț în 3 zile de curs ceva care să-mi aplici instant. Poți să te învăț punctual ceva, dar nu e curs. Ok. Dar dacă vrei e să un dreptar. Da, adică poți să-ți fac un program în care să te învăț, uite, cum să te uiți acolo, cum să te uiți acolo, dar nu poți să-mi spui că cu această informație poți să practici, adică să mergi la prieteni, pentru că sunt diferite situațiile. Iar oamenii nu mai au timp de așa ceva, adică se face azi un curs, să-i lași 6 luni de practică, să-l iei la următorul curs, să-l înveți într-o primă fază să vadă, să privească exteriorul. Că asta e prima chestie. Da, se predau în România cursuri, dar de asta există și acum îndoiala asta, pentru că, doamne, am făcut un curs și nu funcționează. Da, pentru că ați început cu pasul numărul 3, să zicem. Ați sărit niște pași și ați mers într-o parte teoretică, doar de formule simple, care sunt adevărate formule, nu sunt predate greșit, însă sunt niște condiții care trebuie să îndeplinite pentru a funcționa. Iar nu ați învățat asta, pentru că sudul în casa mea nu este la fel ca la tine. Uh-huh. Da? Nordul la mine nu este ca la altcineva. Totul este diferit și trebuie să înțelegi mediul cum arată ca să poți să văd, pentru că tot ce este în exterior îmi activează de la interior.
Da? Ai lumină aici pentru că am curent de afară. Semnalul la telefon este undeva cam o antenă. Dacă mi s-a întrerupt acea antenă, s-a oprit acea antenă, telefonul meu nu mai valorează nimic, nu mai am niciun semnal. Totul vine de la exterior și oamenii nu mai au răbdare să învețe lucrurile astea. Și de atunci am preferat să nu fac aceste cursuri. Am făcut un program, o să mai fac, dar programe în care să te ajute pe tine să rezolvi niște probleme, să înțelegi, fără să fii condiționat în niște cursuri ulterioare. Adică nu mă interesează metafizica, vreau doar cât să-mi repare niște chestii. Și atunci eu pot să fac programul ăla în care în maxim 6 ore... Să-mi mut patul, să-mi pun masa... Să te învăț de ce. Acel de ce care este foarte important, să înțelegi logica. De ce, de exemplu, să nu e bine să ai ușă perpendiculară pe pat? De ce, de exemplu, să n-ai nu știu ce grindă, nu știu unde? Și așa mai departe. Dacă înțelegi logica și o să vezi că te regăsești în acea situație, n-ai cum să o iei niciodată în viață. Și alea sunt niște programe simple, fără noțiuni tehnice, fără formule. Nu reprezintă tot Feng Shui, dar reprezintă o parte foarte importantă. Tu poți să lucrezi cu asta fără acele formule, dar acele formule nu pot fi aplicate fără aceste informații, pentru că astea sunt bazele. Noi prima dată, când înainte să aplicăm ceva, ne uităm. Eu știu o formulă din cap, dar nu știu dacă poate fi aplicată aici. Da. Degeaba am, știi cum, mă pui să fac un desert și nu am toate ingredientele, nu o să-mi iasă niciodată. Așa și la casă. Mă duc, știu ce am de aplicat, dar mediul nu-mi permite să folosesc. Și apropo de mediu și lipsa de răbdare, avem un oraș destul de dezordonat. Foarte. Foarte. Și mi-aduc aminte la un moment dat că am intrat într-o dezbatere pe Sfântul Internet, spunând ce plus valoare îți aduce un oraș în care arhitectura este ordonată și faptul că îți oferă foarte mult calm mental. Sau arhitectura este foarte spectaculoasă, nu? Cum e la Florența, în care practic ești educat prin arhitectură, mai educație vizuală. Asta este un subiect pe care am fost cumva făcută snoabă. Și al doilea, faptul că românii nu investesc mai mult în mașini și în haine și în lucruri care se văd decât în case. Care este efectul așa la nivel de societate a factorilor ăstora doi? Deci dezordinea în oraș și dezordinea asta mentală în care locuiești într-o garsonieră și ai un BMW de 100.000 în nu față. Nu poți să controlezi. În momentul în care, uite, și dau exemplu, București e la pământ, ca și construcție, este absolut și poți să-ți dai seama de oameni, te uiți la oameni cum sunt. Și uite, oameni care vin din alte orașe se mută aici, după 4 ani, 5 ani, efectiv și că sunt născuți în București, în această energie, agresivi, tot timpul grăbiți, foarte mecanici în tot ceea ce disociat, fac. Da, îi se vezi că asta este o chestie generală, nu poți să o controlezi. Odată ce intri în energia asta, este foarte greu. Este o luptă foarte mare în care tu poate nu mai rezonezi la un moment dat cu multe situații și o luptă a ta, pe care doar tu știi dacă o poți câștiga sau nu, dar este foarte greu, pentru că trăiești într-un mediu în care este din cauza acestor construcții foarte... Te uiți de sus la București, vezi cum sunt blocuri. Lângă o casă cu P plus un etaj, vezi un bloc P plus 10. Alea creează niște presiuni, dar și niște curenți în care mie înseamnă ceva pentru mine. Ca relație, ca agresivitate, ca tot. Și fiind situația asta la nivel de oraș, este foarte explicabil ce se întâmplă în orașul ăsta. Da, aici vin, ok, este economic, stă foarte bine orașul. Dar dacă vii pentru asta, e perfect orașul. Dacă vii din alte considerente, ai să vezi că, uite, de multe ori când te duci într-o vacanță 2 săptămâni la munte, când intri în oraș, se face rău, efectiv. Primele, se face rău. Tu nu constați că, de fapt, ai trăit acolo, stai tot timpul în energia aia. Dar cum ai plecat? Uite cum stăm la munte, ce relaxați. Și în alte orașe, multe alte orașe în țară. Aici, când ai venit, gata, s-a încheiat tot. Și mulți vin și nu rezonează și pleacă. Și ai să observi că există un exod destul de mare acum, foarte mulți pleacă, că nu mai rezistă. Așa e. Așa e. Și asta nu cau ei ceva. Oricine intră aici... Mai ales post-pandemie. Da, oricine intră în orașul ăsta la un moment dat, crede-mă, clachezi. Clachezi la un moment dat. Ori intri și te resemnești și intri în toată nebunia asta și ok. Dar dacă nu, pur și simplu te muți sau te duci undeva mai în periferia orașului și așa mai și departe. Și obiceiul ăsta de a considera casa neimportantă și a-ți cumpăra lucruri mult mai... Pentru fiecare este... Știi valoroase este? Pe care să le vadă alții. Păi vezi, asta este că nu faci pentru tine. Ia, ne întoarcem la chestia că nu faci pentru tine. Presiunea socială. Da. Te face fericit că se uite cineva și se... Da, asta ține de... Nu putem să judecăm nici măcar acest lucru. Pur și simplu, nu consider că o faci pentru tine cu adevărat. Nu consider, pentru că nu... Dar, încă o dată, este alegerea fiecăruia. Orașul este un factor foarte important. De asta noi privim la nivel macro. Și uite, spuneam tot timpul...
că zic, nu există om care să nu practice Feng Shui, nu există. Și indiferent că e chirie sau proprietate, și toți au spus cum e posibil așa ceva, că nu este adevărat. Și zic, ba da. Și zic, uite, ca să-ți dau un exemplu, că am tot dat exemplul ăsta, uite, sună un agent imobiliar și întreabă, spune că vrei să te muți într-o casă sau vrei să-ți închiriezi. Și el o să spună 4 întrebări marșilate. Unde? Prima dată, în ce zonă? Casă sau bloc? Câte camere? Câți bani? Dacă vrei, nu, dacă vrei bloc mai nou sau mai vechi. Ok. Mediul înconjurător, clădirea, locatarii și perioada sunt cei 4 pași din Feng Shui. În orice școală te vei duce, așa sunt cei 4 pași. Iată că noi intuitiv întrebăm în ce zonă te muți. Te muți la casa, la bloc, ai câte camere ai. Uh-huh. Da, pentru că așa sunt, este un etalon pentru noi. De exemplu, mă uit la zonă, mă interesează zona într-o primă fază. Zona să văd. Niciodată un Feng Shui în București nu o să funcționeze la fel de rapid ca unul la munte. Niciodată. N-are cum. La fel de rapid. La fel de rapid. N-are cum. Pentru că și aici, cum aplicăm, este în funcție de calitatea semnalului. Uh-huh. E ca la un telefon, am două liniuțe, se descarcă mai greu. De bruiaj, cumva. Da, da. Asta este, pentru că aici trebuie să, la fel, să informezi proprietarul. Uite, aici va funcționa cam așa, să nu se aștepte că a doua zi se schimbă ceva, că este imposibil. Uh-huh. Contează de la nivel de poziție, de la nivel de oraș, până la nivel de continent, până la nivel de planetă. Poți să te duci foarte departe cu nivelul ăsta de informație. Ce poți să afli? De exemplu, și dacă te muți, poți să afli dacă ți este benefic sau ți este ok să te muți într-o țară sau nu. Mm. Da. Pentru că și aici poți să te duci la nivel de planetă, vezi ca direcții cardinale și vezi cum funcționează pentru tine. Mai bine, mai puțin bine și livrezi informația. Și la fel, am avut situații, de exemplu, un exemplu foarte drăguț și simplu, că foarte simplu. Am avut o domnișoară care, mă rog, cântărea, nu știu dacă mai este în ziua de azi, cântăreață la vremea respectivă. Așa. Și într-un cont de umbră, deși... Foarte atât, talentat. Talentat din ce am văzut eu acum, nu sunt eu în domeniu să... Îmi dau părere, dar cânta foarte frumos. Uh-huh. Și totuși aici nu putea să depășească un nivel. Uh-huh. Uitându-ne harta ei natală, erau excepții, deci nu toate sunt la fel, născută noaptea. Nu înseamnă că toți care sunt născuți noaptea funcționează așa, dar în cazul ei. Și atunci aici ce să fac? Și am zis, vreau să te uiți. În momentul când te-ai născut, unde am întrebat-o, soarele este noaptea pe cer? Și ai zis că nu, ba da, dar nu-l vezi, că este în cealaltă emisferă. Da, și atunci vreau să te uiți unde era soare pe cer când te-ai născut și în emisferea te muți. Și pentru că soarele astea este, vei fi scoasă, vei fi văzută. Mm-hmm. Foarte interesant. Da? O analogie foarte drăguță, dar foarte reală. Pentru că acolo și eu m-am născut la 8 seara. Da, și cât e ceasul? Nu, este vorba. Este vorba, este la, nu, este, era un element cum funcționează. Mm-hmm. Nu pentru toți, că acum nu toți care sunt noaptea înseamnă că trebuie să se mute, că așa... ne ducem de colo-colo. Nu, pur și simplu era o situație în care pur și simplu cum era născută, destinul îți arată că totuși poți. Dar nu acolo. Da, întrebarea este, s-a mutat? Nu. Pentru mai că cântă? Nu, schimbarea, da, nu era atât de mare dorința încât să ducă pe... Pentru că aici revine destin. Dacă destinul era să ajungi de un succes foarte mare, făcea intuitiv plecare. Uh-huh. Cum avem, de exemplu, în România, în care au plecat. În România n-au avut succes. Și dacă tu ești peste hotare, sunt absolut senzaționale. Uh-huh. Ține de alegere, dar până la un punct. Ce părere ai despre dezordinea din casă? Depinde cât de mare este casa, în primul rând. Okay. Dacă este o casă în dezordinea... Și cât de mare e dezordinea și cât de mare e casa, nu? Da, pentru că o dezordine, de exemplu, într-o casă mică, uh-huh, în care n-am aer, nu-mi circulă aerul, atunci e o problemă. Uh-huh. Dacă vorbim de o casă mai mare, în care totuși aerul nu circulă, nu, este ok, doar vizual te deranjează. Dar dacă e o casă mică în care deja îmi blochează anumite spații, da, atunci am probleme. Vezi, și aici nu putem, nici aici măcar nu putem să generalizăm. Trebuie văzut. Spațiul îți spune foarte mult. Nu există nimic, cum să zic, o formulă care ar putea fi aplicată peste tot la fel. De asta primul lucru este să observi. Da, e cumva un soi de terapie și te ajută faptul că, știi, mamele noastre făceau curățenie când erau nervoase și... Da, te ajută. Uite, foarte bună întrebare. Foarte bună. Mi-ai ridicat foarte bine la fileu. Noi, se spune așa, energia o activezi prin mișcare. Aerul, uh-huh, aerul trebuie mișcat. Ca să revin la partea cu obiectele. Uite că acum fac o... Să spun de unde vine, de fapt, confuzia cu obiectele.
în baza unor calcule, de exemplu, să spunem că în zona asta aici este o energie bună. Ce înseamnă energie bună? Ai un semnal bun. Ai văzut când telefonul tău nu are semnal, tine să te uiți spre geam. Uh-huh. Unde ai semnal cel mai bun, uh-huh, acolo stai. E, ca o analogie, să spunem că aici era un semnal foarte bun. Uh-huh. Omul prin mișcare, asta o să întâlnești în anumite magazine și mall-uri în care cumva s-a făcut inclusiv un cobor ca să faci un arc. Deci, uite, sunt niște magazine aici la noi în care intri pe o parte și cobori pe altă, tocmai ca să miști, să te plimbi. Pe lângă faptul că trebuie să vezi anumite produse. Bun. Iar trebuie să mișcă aerul cumva aici, în zona asta. Și atunci plasam niște obiecte foarte drăguțe și musafirii care veneau și se duceau în punctul ăla să le admire. Ok. Se duceau și le mișcau. Astăzi, această tehnică o regăsim în anumite magazine în care produsele sunt pune strategic, că omul se ducă fix în punctul ăla. Uh-huh. Și prin mișcare, faptul că te duci în zona aia, miște aerul. Se creează ca la un ventilator. Tu miște aerul. Că uite, și dacă te miști așa, simți o opoziție a unui curent de aer. E, să revenim la mame, tot timpul când există așa acea curățenie de Paști sau de Crăciun, tu miști un aer. Uh-huh. O energie stagnantă. Exact. Și unde stă energia cea mai stagnantă și mai mult? Unde? Exact în acele locuri unde nu circulă curenții de aer. Uh-huh. Hai să vezi că și pe aici nu își face pânze exact între două colțuri, pentru că nu are curenții. Da? Și tot timpul când sub o canapea, sub pat, găsești tot timpul particul foarte mult praf. De ce? Pentru că acolo stagnează. Ok, interesant. Și când se duci și fac, mișcă aerul și îți dă acea senzație de prospețime, de... Dar are un efect metafizic asta, pentru că tu mi-activezi ceva. De exemplu, aveam deci o... Deci toți practică metafizică. Toți, eu am spus toți, eu doar consider că reamintesc oamenilor. Uh-huh. Și uite, există o chestie foarte interesantă, mai sunt din maestrii face. Uite, dacă te duci la cineva acasă și chiar nu ai ce să-i faci, nu ai ce să-i faci, punct. Și se întâmplă asta și el nu se poate muta, că iar excludem și varianta asta, mă, soluția, ultima soluție pe care o poți recomanda, mută tot prin casă. Mută asta acolo șterge praful, pentru că în momentul ăla încep și miști un pic aerul. Uh-huh, uh-huh. Și pui frecvena, nu știu cât timp, mă mișcă tot pe aici. Ah, ok, uite, asta e cumva o ustensilă. Dacă te simți blocat în viața ta, da, mai fă o curățenie generală. Mai faci o schimbare pe acolo, miști un pic, deblochezi aerul ăla, pentru că ăla stagnează. Gândește că fiecare bucățică din casă este o parte din corpul tău. Uh-huh. Tu dacă adormi pe o mână, ți-a amorțit brațul, pentru că nu mai circulă sângele. Fix așa este zona aia din casă. Dacă tu ai blocat zona aia cu niște cutii inutile sau nu știu ce ai pus acolo, aerul acolo în zona aia nu mai circulă. Iar acea zonă este corespondentă unei organ din corpul tău, poate unui stări emoțional și așa mai departe. Și începi să manifesti, că există o conexiune între tine și casă, să manifesti acele situații. Și atunci pur și simplu, ok, am blocat luna asta, iau de aici, mut în partea asta altă. Și încep și pentru că ele... Efectul nu este instant. Dacă tu mi-ai blocat un colț acum cu ceva, nu este efectul mâine. Și atunci mut de aici, mut colo până se înceapă acolo, mă duc peste două luni, mut în altă parte și așa mai departe. Pentru că asta îmi permite locația. Dar mă joc un pic cu el. Nu știu nimeni să revoluționez casa. Dar pur și simplu pot să mișc un pic. E ca la... Gândește la... Când te uiți să faci masaj tot timpul, ai o zonă vulnerabilă și tot timpul trebuie să-ți faci un masaj, să-ți masezi zona aia. Și funcționează. Așa și cu casa. Pentru că nu ai soluții. Deci da, funcționează foarte bine. Da, uite, vezi, o facem intuitiv. Și îți dă o senzație foarte, foarte drăguță. Acum ai spus cuvântul meu preferat, manifestare. Așa. Există curentul ăsta spiritual, să-i spun? Totul e spiritual, absolut totul. Așa. În care îți manifesti viața pe care ți-o imaginezi. Așa. De ce nu funcționează? Pentru că nu face parte din destinul tău. Scurt. Foarte simplu. De ce n-a funcționat toată lumea, întreb. Eu, știi cum este? Uite, apa hidratează pe toți. Uh-huh. De ce nu ajută pe toată lumea? Să nu spună că l-a manifestat corect, nu, este fals. Dacă nu ți este dat, nu o să-ți iasă, punct. Nici eu nu pot să-ți fac asta dacă nu. Eu nu îți fac ceva ce nu ți este dat. Eu întâi, înainte să vin la o casă, eu întâi mă uit peste datele tale, mă uit peste, să văd dacă ceea ce îmi ceri, Se potrivește sau e rezonabil cu ce ai tu acolo, că dacă nu mă bag, pur și simplu nu te pot ajuta. Uh-huh. Deci dacă eu mă apuc să manifest că anul ăsta mă căsătoresc, s-ar putea să am acești ochelari de cal în care zic mă căsătoresc și pe primul pe care îl găsesc, mi-l iau de soț. Și eu zic că am manifestat, am ales prost. Știi cum este? Dacă manifestă 2000 de persoane, la una sigur poate să iasă. Dar asta e o probabilitate cum că oricum care întrește regula, nu este nici măcar o excepție, este că oricum trebuie să se întâmple. Uh-huh. Da, pe mine mă interesează dacă manifestăm 2000 se întâmple, ca să așa validez. Dacă tu îmi spui sau din 2000 măcar că este 1, 1500. Pentru mine nu este plauzibilă tehnica asta, adică din 2001 care sunt șansele 1 la 2000. Nu, mulțumesc. Nu, pe mine mă interesează
să funcționeze la toată lumea. Deci, de fapt, înainte să te apuci să manifesti, trebuie să te apuci să te descoperi. Dar știi, pe lângă manifesta, ce faci ca să se manifeste? Dacă nu faci nimic, nu se va... Pentru că, știi, manifest. Dacă mergi pe păi același... uite, îmi caut soț și încep să ies mai mult faci? În oraș. Ah, ok. Este un lucru bun. Și îmi pun fustă mai scurtă. Dar și... nu manifestată, este o acțiune deja. Că manifest, oamenii spun că se gândesc. Nu. Fără acțiune, nici măcar feng shui nu funcționează. Uh-huh. Totul este acțiune. Uh-huh. Eu vin și îți dau informația. Uite, de exemplu, plec de aici, repet, cu Waze-ul. Eu mă duc și văd traseu optim către casă. Dar eu ce am de făcut? Trebuie să apăs pedala de accelerație să mă duc pe drumul ăla. Asta este alegerea mea. Informația o am. Așa și aici cu manifestatul. Tu poți să manifesti, dar dacă nu faci nimic în privința aia, nu poți să te ajute manifestatul, că dacă stai în casă pe canapea să te măriți și nu ieși afară, s-ar putea doar dacă ai noroc cu cel de la curier sau administratorul blocului, dacă îți bate la ușă. Sunt singurele două șanse. Sau cineva să greșească un apartament. Tu trebuie să-ți maximizezi șansele făcând ceva în direcția respectivă. Ce faci? De ce nu? Că și pe noi, de exemplu, când suntem chemați și spune că uite, vreau să mă căsătoresc, întrebăm de ce nu te-ai căsătorit până acum sau ce s-a întâmplat. Să vedem, n-ai ieșit din casă, ai ieșit și nu te vede nimeni. Pentru că până la am uitat dacă e problemă de casă, trebuie să văd și dacă e problemă de acțiune. Că dacă tu stai în casă, eu, pentru mine feng shui este inutil să ți-l fac, pentru că nu o să funcționeze. Eu am nevoie tu să ieși în primul rând, să văd că te învârți într-un cerc de oameni și vedem după ce se întâmplă. Nu te văd oamenii, ieși nu știu cum, vedem până la da, casă. Da, am schimbat lucruri în casă și dacă tu nu trăiești, degeaba schimb. N-avem nu, degeaba ce schimb. Să... Poți să schimbi o grămadă. Asta este și la noi, pentru că noi, înainte să mutăm ceva, noi vorbim cum îi dăm, să înțeleg acțiunea din spatele acelei mutări. Că dacă zic, ok, mută patul așa și tu ai aceeași acțiune, o să meargă, evident. Și spui, păi știi, Marius, mi-ai pus patul și nu merge. Păi știu că nu merge. Deci cumva cursurile astea de manifestare ar trebui privite ca un curs care te învață în ce direcție să o iei. Manifestarea trebuie să o transpui într-o acțiune, în primul rând. Uh-huh. Da, dacă o transpui într-o acțiune, sigur, și acolo sunt limite, dar o transpui într-o acțiune. Ți-ai manifestat, nu știu ce îți manifesti. Dom'le, vreau să-mi iau nu știu un ce mașină. Un ceas cu diamant. Un ceas cu diamant. E greu să-ți iei un ceas cu diamant făcând poate același job în care îți plătești cu greu niște rate. E foarte greu. Trebuie să gândești puțin, ok, ce fac ca să-mi iau ceas? Cum fac să-l iau? Cum fac să-l iau? Bun, trebuie să mai fac ceva pe lângă sau să mă găsesc alt business sau ceva. Că dacă stau și manifest stând în același job în care poate mă chinui să supraviețuiesc, nu o să-ți iasă nimic. Cum era? Are Picasso un citat foarte frumos, că inspirația trebuie să te găsească muncind. N-ai cum altfel. Asta spun cu manifestatul, sunt de acord atâta timp cât faci ceva, dar și acolo. Dacă ce-ți manifesti nu este rezonabil, să spunem. Și în rezonanță cu tine. Și în rezonanță cu tine nu o să-ți iasă niciodată. Nu are cum. Eu cunosc multe situații care au manifestat până au obosit. Sau... Nu vreau nici să spun că nu funcționează, că nu vreau acum să spun că acum totul are nu știu ce limite. Și feng shui, toate au limite. Și feng shui are limite, tot, orice are limite. Ideea este, nu trebuie să rămâi captiv sau captivă într-o... doar într-un gând. Dacă nu transpui gândul în acțiune, nu ți iese niciodată. Și nici atunci, în acțiune, sunt limite. Pentru că și acțiunea poate fi limitată de anumite obstacole din casa ta. Și, evident, de destin. Sunt mai mulți factori. Dar, per total, doar că îți manifesti, nu. Și sunt, da, am văzut că internetul e plin de manifestate de astea, dar nu sunt copilărești din punctul meu de vedere. De ce nu ești la toți? Asta este întrebarea și să-mi spune și mie. De ce nu este la toată lumea? De ce procentul este atât de mic? Sau dacă nu știu care este, dar n-am, din ce am văzut, am întâlnit și eu multe situații cu manifestatul și că n-a făcut bine sau nu știu, pur și simplu consider că... N-a scris cum trebuie, n-a scris frumos. Da, în fine, nu rezonez cu genul ăsta de abordare. Noi suntem mai practici, noi suntem foarte practici în ceea ce facem. Ok, deci lecția cu care ar trebui să rămânem din conversația asta este că toți avem un destin. Categoric. Liberul nostru arbitru este limitat. Clar. Și că momentele în care trecem prin sau simțim că batem pasul pe loc, suntem departe de calea destinului nostru, nu? Corect. Și e o vorbă foarte drăguță, spune destinul este la fel ca și omul. Îl poți face mai bun, dar nu-l poți schimba. Ia, ce frumos. Mulțumesc tare, Marius. Mulțumesc și pentru invitație. Mulțumesc pentru seara asta. Mulțumesc.